Lecția de informatică a fost interesantă. Da. Da. V-a plăcut ceea ce am lucrat astăzi în Scratch Junior? Da. La anul dezavantajul că nu veți mai face informatica. Și așa cum v-am spus, pentru voi este un avantaj proiectul Digitaliada, că vă sprijină să vă dezvoltați acele competențe digitale pe care le veți utiliza mai târziu. Mă numesc Bruma Sorinela, directorul Școlii Gimnaziale Muncelul de Sus. Am o vechime de 17 ani în sistemul educațional. Sunt profesor de istorie, geografie și informatică totodată. Am avut niște obiective, îndeoseb pentru unitatea școlară, din momentul în care am fost director, să implementez anumite proiecte, printre care și proiectul Digitaliada. A fost un beneficiu pentru mine ca director, pentru mine ca profesor de TIC, să aplic și să lucrez pe aceste tablete, noi tehnologii, deoarece totodată m-am perfecționat și odată cu elevii. S-au bucurat foarte mult încă din momentul în care li s-a adus la cunoștință acest aspect, considerând mult mai oportun să lucreze pe aceste tablete care aveau deja instalate softuri educaționale decât pe vechile calculatoare care deja sunt depășite din punct de vedere moral și fizic. Proiectul a fost îmbrățișat nu numai de elevi, cât și de părinți, deoarece foarte puține unități școlare din mediul rural își permit să aibă o dotare. Li s-a explicat care este rolul acestor tablete și aplicații pe care le au softurile educaționale incluse în tabletă, motiv pentru care au înțeles că ele de fapt au un rol educațional, deci nu au un rol de a se juca efectiv. Jocul se realizează prin învățare, creându-ne și nouă totodată un feedback la urmă, odată ce folosesc aceste tablete. La nivelul Școlii Gimnaziale Muncelul de Sus avem o locație cu clasele 1-8, iar părinții din acea locație au fost puțin dezamăgiți sub aspectul de ce nu se implementează acest proiect și la nivelul unităților. Motiv pentru care am decis ca la orele de informatică aceste tablete să fie împărțite atât de către Școala Muncelul de Sus, care a fost beneficiara acestui proiect, cât și de Școala Mogoșii Siret. Iar în acel moment părinții și elevii au fost foarte bucuroși, au avut deschidere foarte mare spre a lucra pe aceste tablete. La un moment dat chiar părinții îmi scriseseră pe rețeaua de socializare: de ce nu utilizăm și noi tabletele? Nicio problemă, o să utilizeze și copiii dumneavoastră tabletele. Una din întâmplările hazlii care mi-a rămas întipărită în memorie a fost legată de un elev care, fiind atât de concentrat la proiectul pe care trebuia să-l realizeze, n-a mai realizat că trebuie să se așeze pe scaun sau el este un pic așa mai năstrușnic. S-a așezat efectiv pe parchet: doamna, eu trebuie să realizez proiectul. Și butona: măi, dar vezi că te-ai așezat jos, nu contează. Deci erau atât de captivați. Deci când a fost exact momentul de început, cel puțin celor a de-a cincea, foarte mult, deci ei nu mai realizau unde se așează, ce fac. A fost un moment chiar pentru mine neașteptat de interesant așa și de captivant din punctul meu de vedere. În momentul în care începe ora de TIC sau încă din pauză, elevii sunt prezenți la laboratorul digital, iar prezența este 100%, deci copiii nu lipsesc la nicio oră și sunt convinsă că și la disciplina matematică se întâmplă același lucru. În momentul în care ora se desfășoară la laboratorul digital, deci copiii sunt prezenți și așteaptă cu nerăbdare, se încolonează, știu o ordine, în liniște și așteaptă cu nerăbdare să desfășoare activitatea. Iar copiii care au fost tăriți de abandon școlar, care chiar absentau de la unele discipline, au fost, deci prezența s-a îmbunătățit sub acest aspect. Deci au început să nu mai fie, să aibă acel risc de abandon școlar.